Salutare, fraților, eu sunt Royal și bine v-am regăsit la un episod de Car Parking Multiplayer. În acest episod o să dau alte 3 mașini altor 3 abonați, pentru că la episodul în care am dat 3 Mercedes-uri Supreme s-au strâns 1000 de like-uri cum v-am cerut și cum știți că eu mă țin de promisiune mereu, astăzi o să vă dau 3 mașini Mr. Bean Gold Chrome de poliție, zburătoare și tot ce vreți voi. Păi, am selectat 3 abonați la întâmplare din comentarii și de pe Instagram, iar cum știți și din clipul trecut, pe cei pe care i-am selectat de pe Instagram, i-am rugat să-mi arate că au lăsat comentariul la clipul în care am dat 3 Mercedes-uri și de asemenea să-mi demonstreze și că sunt abonați canalului. Bun, băieți, deci înainte ca acest clip să înceapă, vreau să vă reamintesc ce trebuie să faceți pentru a putea câștiga și voi una din aceste mașini. Trebuie doar să dați like acestui videoclip, să vă abonați canalului, asta e neapărat, și să lăsați și un comentariu cu hashtag respect sau cu orice altceva vreți voi. Bine, puteți să lăsați și mai multe, pe mine nu mă deranjează, sincer. Dar, dacă vreți, în plus, puteți să apăsați și clopoțelul pentru a putea fi primii care vor vedea următoarele clipuri în care dau mașini. Pentru a face partea a patra din aceste serii de videoclipuri și să mai dau încă 3 mașini rare abonaților, trebuie să se strângă 2000 de like-uri la acest clip. Știu că sunt multe, dar surprinzător, nu mă așteptam ca la clipul dinainte să se strângă 1000 de like-uri, dar s-au strâns în mai puțin de 24 de ore. Așa că sunt sigur că suntem capabili să strângem 2000 de like-uri la clipul ăsta. Așa că haideți cu like-ul, cu comentariu și cu toate astea, pentru că astea ajută clipul să ajungă în top și astfel o să dau cât mai multe mașini. Bun, băieți, deci cam asta e mașina pe care o să vă dau în clipul de astăzi. După cum vedeți, este Gold Chrome, are fața lui Mr. Bean pe capotă. Dar nu este un gold chrome normal, nu știu, un gold chrome așa mai gold, mai aprins, nu știu cum să zic. E și de poliție. Și mie mi se pare o mașină destul de șmecheră, sincer să fiu cu voi. Nu e cea mai nouă și cea mai rapidă mașină, dar e foarte greu de făcut, arată și foarte bine. E și foarte rar în acest joc. Deci cred că e ok și cred că abonații o să fie mulțumiți cărora le dau mașina asta. Bun, acum tot ce trebuie să facem e să așteptăm să intre băiatul. Da, să ne facem setările aici frumos, ca să meargă mai bine mașina. V-am spus, de fiecare dată când intru pe jocul ăsta, trebuie să le fac chiar, nu știu de ce. Dar, na, e ok. Asta e, se mai întâmplă. Încă n-a intrat băiatul, îl așteptăm, mai dăm o tură pe aici, vă arăt cum merge mașina. Și cred că iarăși nu o să mă auziți, pentru că am intrat pe online. Acolo am făcut și o tăietură, în caz că n-ați observat. Da, am intrat pe online și nu prea se aude aici, nu știu de ce și mă enervează foarte tare că nu se aude jocul pe online. Dacă știe cineva cum poți rezolvi problema asta, v-aș ruga să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți. Vă mulțumesc. Și băiatul ăsta, prietenul nostru, abonatul nostru, nu prea mai intră. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. S-o fi pierdut pe mapă, s-o fi pierdut prin joc. A intrat din greșeală pe multiplayer cu toți. Dar asta este, o să acceptăm pentru că știți cum e, abonații sunt cei mai importanți. Adică eu știți că vă respect pe toți, pe fiecare în parte. Da. După cum vedeți, nu știu dacă observați, mașina asta e, uitați că a și intrat băiatul. Haideți să mergem la el, să mergem la Mac. Uitați că v-a și salutat, salut YouTube. Îl salutăm și noi pe el. Salut, unde ești? El e la Mac, săracul, dar eu tot îi zic să vină la Mac. Haideți să mergem noi la el și să-i dăm mașina. Era să zic chiar și să-i o vindem, deși noi o dăm pe gratis. Da, nu e așa, are și el o mașină frumos și că e făcută frumos, cu design personalizat. Bun, eu dăm pe 0 dolari. Așa, a luat-o, să vedem dacă ne și mulțumește, dar... Ia uite, subscribe la Royal, corect. Subscribe la Royal, toată lumea. Ei, zicem că n-are pentru ce, îi mulțumim și noi pentru susținere, îl salutăm și putem să trecem la următorul abonat. Da. Haideți să vedem și cine este următorul abonat de pe lista noastră. Vedeți cum suntem iar cu mașina, cei care nu știu cum să-și recupereze mașina după ce o vând, nu uitați că am un clip pe canal în care vă zic cum să faceți asta. Punem și parola, punem o parolă mai complicată pentru că, cum v-am spus, de fiecare dată când pun parola 1, 2, 3, 4, se umple serverul de băieți, de frații mei, de abonații mei cei mai tari și vă respect mult pentru treaba asta și vă promit că de fiecare dată când pot o să ne jucăm pe online împreună. Bun, am intrat iarăși pe server,
Și sperăm că de data asta să nu mai dureze așa mult până intră băiatul. Da. Mai mergem puțin cu bijuteria asta de mașină. Retoric vorbind. Da, vedeți că e așa veche. Sincer, să fiu cu voi, nici măcar nu știu ce marcă e. Cred că e BMW, dar nu sunt sigur. Cei care știu și vor să-mi zică, lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi. Așa, uitați că a și intrat băiatul. Am făcut și o tăietură pentru că aparent și el a intrat cam greu. Dar e ok. Bun, haideți să-i spunem să vină. Uitați că v-a salutat și el. Să-i spunem să vină la McDonald's ca să vadă mașina și să fie aici alături de noi. V-a salutat băiatul. Noi nu știu, l-am salutat, dar cred că l-am salutat și noi. Dar nu știu de unde vine. Vine. A, uitați-l că a venit. Băiatul mi-a și spus că e începător și cred că o să-i prindă foarte bine o mașină de genul ăsta. Sper să nu o vândă. Dacă te uiți la clipul ăsta, sper să nu o vinzi. Mai păstrează-o. Sau dacă o vinzi, folosește metoda pe care ți-am arătat-o ca să o iei înapoi. Da. I-am dat și mașina. El a să spune iarăși că i-am vândut-o, dar de fapt i-am dat-o. Să vedem dacă ne mulțumește și putem trece. Uitați, am mulțumit. Îi mulțumim și noi. Și trecem la următorul abonat. Cred că ultimul l-am selectat pe Instagram sau ceva de genul ăsta. Și cum v-am spus, l-am rugat să-mi arate că a lăsat comentariu, că a dat like și că s-a și abonat canalului. Acum am pus o parolă mai complicată pentru că nu știu, chiar nu știu de ce am făcut asta. Dar mă rog, cum am spus, am vorbit înainte cu abonatul și am pus parola. Bun, băieți, acum sperăm că nu o să dureze așa de mult și vreau să vă anunț cu ocazia asta că aici n-am fost niciodată și chiar am vrut să... Bine că a întârziat puțin ca să putem merge și pe aici pentru că nu prea am mers și nu prea am mers, uitați, exact de asta, că sunt pereți peste tot și copaci ăștia, nu știu ce rost au copaci ăștia în mijlocul jocului, că sunt făcuți doar ca să te enerveze. Sincer, pe mine mă enervează foarte tare când intru într-un căcat ăsta de copac. Dar e ok. Da, și probabil o să mă enervez și o să mergem înapoi la Mac, pentru că nu poți merge pe aici, cum v-am spus. Da, și ce vreau să vă spun înainte de asta, mă rog, iarăși amân pentru că a intrat băiatul. Da, uitați ce mașină și șmecheră are și el. Un Mercedes, cred că e Chrome, nu știu, n-am fost atent la ea. Da, e Mercedes, e, da. Bun, îi dăm mașina și să vedem ce are de spus. Salut, ne-a salutat, îl salutăm și noi. Și vedem dacă el ne mulțumește. Dar sunt convins că și el o să o facă. Da, ne-a mulțumit, îi mulțumim și noi. Și cam ăsta cred că a fost și videoclipul de astăzi, băieți. Eu am fost Royal, sper că v-a plăcut și nu uitați că pentru partea a patra din această serie trebuie să se strângă 2000 de like-uri la acest clip. Așa că hai cu like-ul, cu comentariu și cu subscribe-ul. V-am pupat!